Dar ce frumos v-ați pregătit pentru noi astăzi. Păi doar sunteți românii noștri dragi. Credeți că la noi în țară e necaz și nevoie. Cum să sunt e aici la graniță, toată tensiunea din țară, mătușă Măriuță? Da, să fi văzut Cum o simțiți dumneavoastră? Să fi văzut dumneavoastră atunci când s-a început războiul și era aici la graniță asta. Trecea lume, nu numai de la noi, nu numai din satele astea, din raioanele apropiate. S-au dus. Familii întregi, familii care au lăsat copii aici, care au lăsat părinții aici și care s-au oprit în România, dar care s-au dus mai departe în alte țări. La noi în România se vehiculează, mătușă Măriuță, că s-au interzis școlile românești aici la dumneavoastră, că s-au interzis bisericile, că s-au interzis ca să ne vorbești românește. Nu e adevărat? Nu e adevărat. Din punctul nostru personal, de care parte ați vrea să știți? Am vă întreb așa, din curiozitate. Eu am zis către fiul meu, că zic eu m-am născut în România și cine știe, poate de Dumnezeu și să mor în România. Nu vă ia așa jalea când mai stați așa în curte și le vedeți state goale? Da, nu vă doare sufletul că nu mai aveți vacă, nu mai aveți alte animale? Vacă ca vacă, dar după soț mi-a părut tare rău că tare bine am trăit și bun a fost. Și el a făcut aia asta atât și tot a trăit numai 25 de ani în gospodăria asta. Dacă trageți la 85 o linie la viața asta, cu ce v-ați ales de la ea? Și tot i-a trecut ca un vis, ca un vis. Nu uit la fotografii. Au trecut tinerețele, în tinerețe nu pot spune că am trăit greu, amândoi am avut servici, am cununat, am botezat, avem 10 fiind cununați, nu știu câți botezați, am trăit bine, ne-am dus viața frumos, ce să vă spun. Doamne ajută! Bună bine ziua. V-am găsit! Bine ați venit! Ce faceți, mătușă Măriuță? Vă așteptăm! Aveți emoții? Are un picuț are, așa. Dar e normal? Iosif de pe Coclauri, haideți să vă... Nu peste prag! Dar de ce? Te pup cât tare frumos ești! Mulțumesc tare mult! De pe prag nu-i bine să știi, nici peste prag să dai ceva, nici chiar de pe prag să salut sau ce trebuie da. Intre în încăpere sau să treacă personal. Dar ce frumos v-ați pregătit pentru noi astăzi. Păi doar sunteți românii noștri dragi. Credeți că la noi în țară e necaz și nevoie. Și ne bucurăm de orice... Mai vin români de peste graniță pe aici, pe în sat, pe la dumneavoastră? S-au dus noștri încolo. S-au dus cei de aici, așa-i? Vin, pentru că noi vin foarte mult. Intrați în casă. Intrăm. Ioi, dar ce frumos e aici la dumneavoastră. Așa ca la țară. Ani, câți aveți în spate? Mulți. 70? Să mă-i pun? Eram tânără la 70 de ani. Erați tânără? Da. Cam cât să mă-i pun? 70. Mai 15. Încă 15. 85 de ani. Pe 85 le-am pășit acum. Ați pășit. Da. În toamnă fac 85. Da, 84 am făcut. Și cum sunteți la vârsta asta? Cum vă simțiți? Mulțumim lui Dumnezeu. Nu am nici o boală grea, atâta că bătrâneță și puterile scape. Asta e. Corect, puterile. Da. Dar sunteți numai singură? Bărbatul nu vă trăiește? Soțul meu, la armată era. Era la armată. Soțul a murit. Ieri am pomenit la 27 de ani. Deci de 27 de ani sunteți văduvă. Chiar ieri s-au împlinit 27 de ani de când el nu mai este. 11 februarie. Am înțeles. Dar au fost bolnav sau au murit în război? Nu, a murit în ogradă, infarct. Infarct, am înțeles. Da. Acolo sunt tinerețele noastre. Acolo sunt tinerețele dumneavoastră? Da. Da, frumos om ați avut. Și frumos, dumneata ai fost tare faină. Bun, tare gospodare. Păi, fotografie de 60 de ani. Și dumneata ai fost o fată faină. Mulțumim. Hai să povestim un pic de costumul ăsta pe care l-aveți pe dumneavoastră. E făcut de mâna dumnitale? Ăsta costum e țesut în
state, în război de țăsut. Război asta de țăsut. Ia, ce vedeți cu color, e făcut de mine, de mâna mea. Uh-huh. Și mai prin trânsul am pus eu cafiniuțului, asta ea e făcut tot de mână. Deci totul de mână. Da, dar avem așa, și asta și pe mine, asta e breu. Uh-huh. Asta e Catrința. Da. Și astea sunt frânghiile. Frânghii, da, da, da. Ca la noi la Bistrița, la fel să spunem, da? Și la noi. Și da, poalele. Da. Și poale. Și poale, care pe mai... Pe sub, așa e? Care mai înflorate, care uh-huh. mai așa. Și apoi pieptarul. Și este pieptar. Asta e de lână? Nu, 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 nu. Da, da, se făceau mai de mult de lână, așa e? Am și de lână, de miel. Nu, n-am scos pe pieptarul, mă mâncă. Am de la soacră mea, din lână. Din lână, alea vechi. Da, dar este din postavuri, așa. Din postavuri, da. Și aici văd că mi-ați mai pregătit niște cămăși. A, și se va arăt cămăși. Astea sunt tot de dumneata ale lucrate. Nu, asta e brodată la mașină. Mhm. Deci asta e brodată la mașină. Da. Da, da, da. Așa, asta văd că e cusută de mână. Asta e cusută de mână, de mâna mea. Uh-huh. Foarte frumos. Vedeți că astea cu altiță la noi se numesc cămăși. Cămăși. Dar ăsta e cămeșoi. Care că-i lungă? Că e legată așa cu poalele la oaltă. Nu, nu, că poalele au tăce, dar uitați-vă că nu are altiță, dar are rândurile astea așa. Mm-hmm. Uitați-vă, asta e altiță. Asta e tot țesut la război. Da, da, da. Aici eu am împlut, așa cum spune, împlut cu mătase, cu mătase, cu mătase, asta, și apoi am îmbrăcat-o. Deci așa. Toată umplutura e cu mătasa. Asta cămașă. Uai, e cămașă cusută pe in. Eu am țesut pânza, eu am tors inul, eu am țesut pânza, eu am cusut cămașa. Uh-huh. Și nici mai dragă că e lucrată din mâna mea. Că acum nu se prea coasă cu mâna, dar se țesă mai mult, se brădează, se... așa. Da, da, da. Asta e tot cusută din mâna mea. Asta... Spune istoria. Asta... Așa, are vreo istorie? Pentru o femeie mai în vârstă. Asta am dat-o eu de soacră când m-am măritat, așa cu sutul, cum vedeți. Serios? Cadou soacrei. Cadou soacrei? Da, că așa se dădea la noi. Mm-hmm. Și pe urmă ea ne-a întors înapoi, că ea a murit. Da, da, așa da. A fost soarta că ea cu soțul a murit într-o lună. Întâi a murit el, soțul meu, subit, și pe urmă a murit ea. Soțul meu avea 64 de ani, de ea avea 84 de ani, era ca mine, cum zic eu. Da, da, da. Dar când m-am măritat eu la dânsa, când m-am dus, avea 46 de ani. Am înțeles. Era tânără. Așa. Asta, deci asta e cămașul cusut de mână, de deci mine. Deci tot de mână. De mine, mm-hmm. Da. Da, foarte frumoasă. Știți cum să spun eu pe la noi? Ați avut o mână scumpă. Ei, acum nu mai... Acum nu mai lucrați așa la ele? No, s-o s-o cam gătat. Da. Câte o leacă? Uh-huh. Uite, aici ne-au adus și cojoc cu fata din tale. Ăsta se numește cheptar mare. Ăsta e cheptar mare? Ăsta e cheptar mare. Cheptar mare. Uh-huh. Da, foarte frumos. Să-l îmbrec eu ori mama. Hai să vedem un pic cum vă stă mătușa Măriuța. Nu... O, tare frumos, tare frumos. Are peste 100 de ani, dar mare lucru e pastrarea. Păstrarea. Dacă nu se pastrează, îl mănâncă mole și uh-huh. Lâna e mai pretențioasă, așa-i? E pretențioasă. Da, se bagă molile, tare, tare frumos. Cred că nici nu mai sunt pe aici pânsat așa pieptare, poate așa-i? Poate puțini mai, să fie unul, două în tot. Soacră mea încă când eu am venit la dânsă și ea încă îl îmbrăca la biserică merge. Serios? Dar acum, da, da, acum au stat ele strâns într-o ladă, în pod, bălite, să nu se bage mole în râsele și cojoc mare și... Și mai un cojoc, ai le păstrez, deci așa. Îmbrac ce tu, Lucică, că cine stă bine. Da. Așa că, iată, doamna Lucică, e un pic mai înaltă, dar da. Văd că da, așa, o eleganță aparte. E chiar frumos, da. Era un om la noi, un cojocar, care cosea cojoace. Le îmbracau la costum național, dar le îmbracau și la costum așa, îl luau...
Am înțeles, da. Și să-l îmbrace, să-l îmbrace. Mm-hmm. Am promis lui mama că o să-l îmbrac la biserică, cu cămașă, cu... Da. Când o să mă decid. Dar, mătușa Măriuță, oameni care se îmbrașe costumul popular aici în sat mai sunt? Primei, da. Sunt, au, dar nu le mai îmbracă. Nu le mai îmbracă? Nu, din ce cauză? Și nici femeile, puține, numai la sărbători mari, la Paști, la Duminica Mare, la așa și la cine. Nu prea. Da. V-a fost drag să lucrați la cămăși, la săsuri. Și să modesc ceva și să cos și să... Uitați-vă, wow, eu scriem. Și wow, ați scris. Da. Ați încondiat-o, uite aici, ne-ați pregătit așa câteva. Nu, că așa rămân din an, n-aș se păstrează. Asta e goală, sună ca nuca. Da. Când eram tânără și aveam eu ochii buni și puteam, făceam atunci, nu aveam timp, că eram cu serviciu și... Cu munca, da. Și munca acasă. Dar era și... pentru toamnă, primăvară, așa, pentru iarnă. Era cojocul mare. Ăsta. Este cojoc mare. Se numea cojoc mare. Cojoc mare, da. Cojocul are peste 100 de ani și el. Mm-hmm. Și la fel văd că e din... Se numește asta ce e așa de... Pe margine. Asta e dihor, animalul dihor, dar este, există așa. Da, dihorul, sigur că da. Apărpindeau când era blana frumoasă. El e din pielea de oaie. Da, e greu, trebuie să... Păi ai putere să mănânci bine, să poți să-l poți sâni în spate, corect. Ca la biserică, iarna. La biserică? Dar înainte vreme, când o fată se mărita, trebuia să aibă cojocul mare, gata. Acum nu ține nimeni oi în sat. Nu face nimic cojocul mare. Da. Vă arăt o fotografie. Asta fotografie are vreo 80 de ani. Aici doi miri. Asta e sora mamei mele. Uh-huh. Doi miri, iarna, în cojoace mari, amândoi. Da, am înțeles. E micuț fotografie. Deci așa erau mirii, se îmbrăcau iarna da, de mult. Da, dar așa e și, uite. Dați-vă aici. Așa. Asta, în anul 37. A venit mitropolitul catolic din... Siret, din România, și a fost primit, ăsta și țin Nicolae în mână și ăsta e bunicul meu, Toader Nimigean. Primar era pe vremea aceea, primarul satului, am înțeles. El a fost primar în mai multe rânduri. Și ca omul ăsta care a scris, ăsta e un încheiaș de autorului, a terminat teologia și s-a căsătorit cu... Dumnezeu. Am înțeles. Mai departe, el vine în sat, bătrân de acum, și asta e sora lui, Aspazia, mama autorului cărții. Am înțeles, Vedeți? Da. Deci, îi cunoașteți cam pe toți de aici, din carte. Așa-i? Da. Sunteți de mult, mătușa Măriuță. Da. Ăștia tineri în surăței, așa arătau ei în portul național. Așa arătau tineri în surăței. Da, dar uitați-vă ce scrie Iisus. Da, Sergiu și Leonora Nimicean, deportați în 41, unde nu s-au mai întors acasă. Nu s-a mai întors. Deci nu au mai venit acasă. Nu, ei au mai fost, ei au mai venit în sat, de-acum bătrâne, au un ficior, un Nimicean undeva prin Siberia, pe acolo rămas. O rămas acolo, da. Da, smor de acum, dar peste 100 de ani au tot. Sigur. Ne-am așezat un pic cu mătușa Măriuță aici pe scaun ca să ne întindem un pic în povești și iată, să mai povestim așa de lucruri din viața dumneitale. Mi-a zis că sunteți văduvă de o grămadă de vreme. Cum e singurătatea asta, mătușa Măriuță? E foarte grea și foarte urât și... Din toate punctele de vedere, eu am rămas de 57 de ani, văduvă. Soțul meu a murit subit în o gradă de inimă, de infart a făcut. Infart, da. Da, și am rămas. Am noroc de ăștia doi copii, că sunt aproape de mine. Fata peste grădină, băiatul, deși apar de biserică, mai peste uliță. Și mă ajută la tăcele, nu-s plecați peste graniță. Deci doi copii au, aveți, de fapt. Da, doi copii. 6 nepoți și 6 strănepoți. O, să vă trăiască. O familie mare, iată. Ați lăsat așa în urmă. Mulțumim. Da. Pe soț am înțeles că l-a chemat domnul Pavel, nu? Pavel. Da.
Uh-huh. A trăit bine la oaltă? Foarte bine. Foarte bine. A fost... El a crescut de la 12 ani fără tată, eu de la 10 fără tată, am fost amândoi fără. Și a fost un om bun și muncitor și înțelegător și ne-am înțeles foarte bine. Asta și vedeți, tătă gospodăria asta, de pe pământ gol am făcut-o noi. Serios? Că am trăit acolo la mama lui, da. Da, da, da. Acolo, și acum acolo a rămas băiatul Ilie, că el a... Soțul meu nu mai a avut niciun frate și băiatul a fost la bunica înscris de mic copil și acolo a rămas până acum. Am înțeles. O dărâmat casa aceea, care ați văzut-o pe fotografii, casa aceea bunică. Da, da, da. În 1996, vara, o dărâmat și a turnat fundația. Materialii l-au pregătit tot pentru casă și peste iarnă am luat-o pe bunica la noi aici și în 11 februarie a trecut ieri, 27 de ani, l-am pomenit la biserică. El a murit. Da, 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 ți-a avut parastasă, am înțeles. Da, și pe urmă... Alexandru, Ilie, fiul nostru, ăsta, singurul, a zădit și a făcut casă. Da. Peste 5 ani a intrat în casă. În 97 a zădit-o, dar casa e cu etaj, destul de mare. Da, da, o modificat-o, cum se spune. Nu! Nu? O turnat, casa aceea veche, acoperită cu dranțul, o dărâmat-o. A, deci o dărâmat-o de tot. O dărâmat-o cu tot. Și o turnat fundații pentru casă, așa, casă cu etaj. Da, da, da. Și-o făcut-o. O făcut-o și, dar până o terminat, o trecut 5 ani. Mm-hmm. Și acum, de 22 de ani, de când trăiești în casa lui. Așa. Am înțeles. Și... Are 4 copii. Primul, Alexandru, băiat, învățat economia la Cernăuț, facultatea o terminat. Fata e cu 2 ani mai în urmă, că dânsul tot aceeași facultate o terminat economia. Și s-a căsătorit cu un băiat care tot a învățat în curs cu Alexandru. Și pe urmă el a mers la Iași. Și a dat doctoratul, a învățat doctoratul și l-a oprit acolo la Universitatea Ion Cuza, la lucru. E profesor, da. Am înțeles. Și el acolo lucrează și el a lucrat la o agenție de turism și acum e un concediu de naștere, ca o fetiță de 2 ani și 8 luni. Da, da, da. Da, o cheamă Emilia. Și e casă cu mine. Am înțeles. Am fost acum, când am fost la Oana, strănepățelul ăia, și au fost și ei cu lor fetițe și... Uh-huh. Dar mai treceți granița de aici? Noi, da, deci dar bărbații nu. Bărbații nu. Rar să vezi tineri îmblând pe stradă la noi. Da, uite, eu am venit aici. Nu le lasă. Păi dumneavoastră sunteți cetățean român. Corect, corect. Da, ăștia noștri nu. Asta voiam să zic, că de fapt eu mă aflu aici în Ucraina cu un eveniment cultural la Cernăuț și m-am plimbat zilele astea pe aici, pe străzile din Cernăuț și am văzut multe femei fără bărbați. Da. Nu, ia, că băiatul nu poate veni. Ele vin, nurorile, vin, cu fetițele, cu... Ele vin amândouă, dar ei nu vin. Da, da, ei da. Ei nu vin. Cum se simte aici la graniță toată tensiunea din țară, mătușă Măriuță? Da, să fi văzut dumneavoastră. Cum o simțeți dumneavoastră? Să fi văzut dumneavoastră atunci când s-a început războiul și era aici la granița asta. Trecea lume, nu numai de la noi, nu numai din satele astea, din raioanele apropiate, s-au dus. Familii întregi, familii care au lăsat copii aici, care au lăsat părinții aici și care s-au oprit în România, dar care s-au dus mai departe, în alte țări. Mm-hmm. Da. Să simte toată tensiunea asta, așa e? Sigur, da. E greu și nu știm cine așteaptă, că războiul ăsta nu știm când s-a mai terminat. Da.
tot lumea stă așa îngrijorată și ea cam spun că și românii se pregătesc să fie gata, că nu se știe că războiul e la granița dumneavoastră și... Da. Dar aici, în partea asta Cernăuțului, încoașe către granița Siret, s-o simțit război? Nu, aici nu au bombardat, nu, n-am... Dar sirena e pusă chiar la Casa de Cultură aici. Și când... să spui că nu știu cum să spun... Să fac probe? Nu, 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 nu. Și când se... trevogă... nu știu cuvântul. Să dă drumul. Când, nu, nu, nu. Când zboară vreo rachetă, când ia sirena, dă signal. Am înțeles. Sirena asta, da. Și trebuie, de la școli, la grădinițe, au beșuri, au pentru ascunzișuri. Buncăre, da, da. Buncări, da, numai decât la toate școli, obligatoriu. Am înțeles. Asta, da. Și să mai audie, să mai pornește sirena aici pe satele da, astea? Da, sirena da, sirena da, dar împușcături noi n-am, pe Cernăuțul nu am bombardat. Da, 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 înțeles. Atâta. Decât, na, păi eu și-a văd pe televizor că a spus că a căzut o dronă de așa la univa și pe teritoriul României. Da, și, da, da, au fost câteva drone, da. Uh-huh. Da, nu știu, poate ne-a ferit Dumnezeu pe noi, cotul ăsta de Bucovină. Că suntem românii și toți. Asta e ocupată din 1940. Deci din 40. Și atât de frumos mi-ați spus, mătușă Măriuță, la început, că noi suntem români. Cum e să fii român aici, pe teritoriul Ucrainei? O să mă ne prețuiesc, o să mă nu prea, nu știți cum e. Fiecare să respecte mai mult nația lui. Uh-huh. Dar noi avem școală românească, în Cernăuță este o școală românească la care lucrează norme. Deci ce lucrează acolo? E, când o copii ești mare, au terminat școlile, clasa nouă, liceul clasa nouă. Și le-au dat la facultatea asta că mai ușor era să intre acolo și mai mulți ani au învățat. Și-a intrat unul după alta, unul primul an băiatul, al doilea an fata. Și el i-a pe mândoi și s-a dus acolo. Fiind grăvită cu ultima fată, care acum are 14 ani. 14 ani de când trăiesc acolo. Și eu, până, când a crescut fetița asta, până la 3 ani, pe urmă, ea s-a angajat la grădiniță, la servici. Da, da. Cu timpul lucra câțiva ani la grădiniță, pe urmă a fost loc la școală, că ea are studii pedagogice. Și s-a angajat. S-a angajat la școala românească din Cernăuț, școala numărul 19. O singură școală e în Cernăuț românească. Uh-huh. Și acolo lucrează și acum. Acum până a terminat și așa, aceștia doi de acum sunt căsătoriți, sunt la casele lor, au familie, Alexandru și Maria. Maria e fata. Uh-huh. A treia e fată e Victoria. Ea face muzică, scripca. Am înțeles. Așa? Și aici au făcut 4 ani și acum termină și la vară merge la Iași la o școală mai înaltă, tot pe muzică. Am înțeles, da, da, da. Asta mică e Alexandra, în clasa noua, nu știu încă dacă e... Încă este vreme. Hotărât unii și-ar să facă și-ar să învețe. Uh-huh. Aici în sat sunt mulți români. Toți sunt. Toți sunt români. Sunt în sat o familie, multe familii de poloni, ca uh-huh. Și biserică, și sunt și ucraineni. Dar ucraineni sunt tot ortodoxi, de mult veniți, de sute de ani. Da, da, da. Și da. În sat este înțelegere da. Cu ceilalți. Da, toți trăiesc în bună înțelegere, în pace. Nu? Uh-huh. Deci s-au găsit așa un numitor comun, cum să spune pe da, noi, trăiesc, de înțelegere. Tensiuni, cred că nu au fost așa între români și ucraineni. Nu, niciodată, niciodată, nu? Niciodată. Am trăit toți bine. Nora asta noastră, dar noi suntem între două sate ucrainești. Gârbăuțu, e mai lângă graniță. Că de acolo e și nora noastră asta, la care am foare o fetiță, da, da, da. Soția lui Alexandru, a nepotă.
E foarte bună fată și dintr-o familie bună. Și-a învățat și e facultatea asta de economie și-a învățat la Cernăuț, că acolo s-a și cunoscut. Și s-a înțeles și mă duc bine. Uite, vreau să vă mai întreb un lucru, că am promis oamenilor care urmăresc activitatea. Au fost câteva întrebări pe care mi le-au adresat oamenii. M-au rugat ca să le adresez oamenilor de aici, de pe fostele teritorii românești. La noi în România se vehiculează, mătușă Măriuță, că s-au interzis școlile românești aici la dumneavoastră, că s-au interzis bisericile, că s-au interzis ca să mai vorbești românește. E adevărat? Nu e adevărat. Nu e adevărat? Nu. Dar când îți merge, când vă întoarce înapoi, îți mâna mai atent, dar chiar puteți și să vă opriți aici școlă. Și este la un kilometru la vale, acolo, cum treceți podul, școală ucrăinească. Da, da. Și mulți părinți au dat copii și la școala aceea. Dar de la limba românească nu v-a oprit nimeni? Nu. Nimeni? Nu, nu, niciodată. Nu. Niciodată. Nu. Și manualele sunt românești și biserica avem în sat, în românești. Slujba e în românește, nu? Da, nu. Da, da, da. Nimeni nu ne-a încurcat. Dar slujbele au fost și pe vreme când era interzis. Cât? Da, ce să-ți mai spun? Biserica a fost totdeauna. Nu a fost interzisă niciodată. Chiar și pe vremea comunismului. Am înțeles. Da. Da. Nu a fost. Mi-a povestit nepoata dumneitale, doamna Larisa, că de fapt în spatele dumneavoastră e așa o poveste destul de grea, destul de zbuciumată. Ați fugit de ruși când ați fost tânără, de vreo câteva ori. Cum e toată povestea? Eu eram copil când tata și mama au pus cort pe căruță făcut din țoale astea țesute în casă, așa. Și asta a fost în 40 și, cum, la noi se spune că rușii au venit de două ori, au venit în 40, în 41 ne-au eliberat și pe urmă iar au venit în 43. Da. Da, și eram copil, eram copil când dar eu sunt născut în 39. În 40 ne-a ocupat, aveam câteva luni și nu, da. Deci părinții dumneavoastră au fugit. Părinții, da. Și ne-am întors înapoi, am găsit casa aproape goală, care au rămas, că nu te-ți opăjit. Da, da, da. Da. Și așa, mama a fost o femeie așa răzbătătoare, dar fiind vedovă singură cu 5 copii, a fost foarte greu. Tata a murit la vârsta de 33 de ani, tânăr, de inimă. De inimă. Așa. Și eu, tare s-o stăruit să îndeie pe toți la școală, ca să nu muncim cum am muncit e muncă grea. Și toți am învățat ceva. Fratele a făcut facultatea, ăsta și s-a dus în Donbass. Inginerie. Inginerie, da. Eu am lucrat contabil, am făcut prin corespondență, că acum eram maritată când am lucrat. M-am maritat la 19 ani și am făcut prin corespondență și am lucrat întâi la colhoz și pe urmă am lucrat la primărie 22 de ani. Ca și contabilă? Contabil. Am înțeles. Și am ieșit la pensie și așa e. Viața o duce. Nu m-am gândit niciodată că ajung atâția ani. Nu v-ați gândit? Nu m-am gândit. Da, iată că Dumnezeu vi-o dat. Da, și nu știu, mai dă și putere să mă pot descurca singură, să nu fiu povară copiilor și nepoților, că au și ei grijile lor, servici, școală și... Da. Asta e. Sunteți o femeie atât de caldă la suflet și la față, mătușă Măriuță. De mie, uite, personal nu vine să cred că, iată, aici, în Ucraina, la graniță cu România, o să întâlnesc cu oameni așa de faini. Dar cum? Dar așa e în țatul ăsta, atâți oameni, așa cum
oameni buni și primitori, că mă, cu ocazia războiului ăsta, câți refugiați au venit aici și au stat pe la case, care au și cumpărat casa, că sunt multe case știi în sat, că bătrânii au murit, au rămas case, dar care au trăit cât au trăit, s-au dus înapoi la casele lor, acolo, de acolo e război, bombardează. Da, da. Oare care credeți că o să fie deznodământul războiului? Poftim? Deznodământul războiului. Dumnezeu care știe, că o să nu fie? Se știe când s-a terminat. Dar aici, în sat, ce se vorbește despre război? Da, și nimeni nimic nu știe. Nimeni nimic nu știe. Da, aud la televizor, păi s-a creit aceea, s-a spus aceea, România a spus aceea, eu mă uit la România TV, mă uit la postul ăsta, că nu am post românesc. Și ucrainene, mulți la ucrainene, dacă nu văd bombardamentele și ele, și case distruse, ruine și oameni morți, și asta te e groază, Doamne ferește. Dar acum dumneavoastră sunteți o femeie care a prins vremuri grele, a trecut până multe, să zic așa, iată, până la 85 de ani. Din punctul dumneavoastră personal, de care parte ați vrea să știți? Am vă întreb așa, din curiozitate. Eu am zis către fiul meu, că zic că eu m-am născut în România și cine știe, poate de Dumnezeu și să mor în România, dacă într-o zi m-am auzit la televizor. Dacă cade Ucraina, ungurii vor Transcarpatia. Să-și iei teritoriu. Teritoriu. Zic, poate și românii ne cere pe noi Bucovina ocupată, Bucovina din Nord. Și ținutul Herța și Basarabia, da? Nu cred. Dar el a râs fiul meu și a zis, da, mă, dar trebuie să trăiești mult. Mult mai zic, nu-ți termin războiul ăsta până mor eu. Dar v-ar fi drag să revină, iată, teritoriul ăsta, care a fost cândva românesc, să revină sub conducerea României? Eu una, da. Ești tineretul ăsta, nu cred, s-a mai ucrainizat. Și de ce dau copiii la școală ucrainească? Că merg la școli mai departe în Ucraina să le fie mai ușor, să învețe limba. Dar ce vă leagă de România? Tot. Tot? Tot și românesc. Știu limba ucraineană. Rusește știți? Da. Limba rusă e mai ușor de învățat ca limba ucraineană, pentru că limba ucraineană e mai grea la pronunțare. Am înțeles. Dar nu, la românilor nu le place limba rusă, deloc. Nu le dragă. Nu știu de ce. Și ea se învață așa, pentru noi e foarte ușor. La școală am avut limba rusă, limba de stat și limba franceză, limba străină. Și am avut și limba ucraineană, că era... Dar atunci mai puțin am învățat-o. Principalul era limba rusă. Și au fost, care au ieșit din școala asta, făcut și facultăți de limba rusă și când, peste câțiva ani nu mai trebuie limba rusă. Da. Am înțeles. Cum se trăiește aici la dumneavoastră? Din ce trăiesc oamenii? Cum să spun? Nu trăiesc greu. Dacă te duci așa pe o stradă, vă spuneți, să iei strada asta mie. Numai la mine nu-i mașină în ogradă, că mie nu-mi trebuie. Dar încolo la fiecare casă este mașină în ogradă. Apoi poți să spui că lumea trăiește rău? Nu trăiește rău. Mulți se duc tineretul peste granițe, că își ligă bani, vin aici și fac case frumoase, își cumpără mașini. Păi, care poartă copii în școli? Nu pot să spun că lumea trăiește rău. Trăiesc rău. Deci nu trăiesc rău. Nu. Se descurcă. De tot. În magazin este de toate cele, toate cele. Da, nu mai trebuie să merg la Cernăuți după un 100 de grame de drojdie, cum era cândva. Mai te duci încolo să-mi iei și-mi iau un păcțel de drojdie. Da. Tot cele este la magazin în sat. Tot. Și pensie avem, nu e așa mare, dar de la pensie până la pensie... Vă descurcați. Ne descurcăm, că eu nu am de făcut averi, nici haine de lux, că mă, așa ce am, cu așa mă descurcă. Da. Și care au avut bani, au făcut prin casă,
schimbări, o renovat, o schimbat, da. Uși, ferestre, pus de plastic, la mine cât trăiesc eu așa, după ce eu nu-i fi, că asta e, eu las nepotului, lui Alexandru, care e la... Am înțeles. Am văzut că afară aveți o gospodărie foarte mare, cred că înainte ați avut animale, așa e, prin curte. Înainte, când eram mândoi, totdeauna țineam și câte două vii de vacă, juncă, vacă, bou, și fata vacă îl țineam, că trebuie de purta copiii în școală. Uh-huh. Și ne trebuie bani. Și pe mână o vacă vindeam, doi porci de tăiat avem, avem și oi, dacă ne eram la bunica acolo în gârle. Da, da, da. Așa, și... Am avut. Șura asta mare era plină de pășune. Strângeam fân, sub șură avem beci făcut, așa. Da, da, acolo da. Acolo ținem tot ce... Beci pentru producție. Dar acum prin sat mai sunt oameni care să aibă animale. Am mai văzut așa pe aici pe calea câte un cal. Cai au. Cai. Țin cai. Vași mai țin? Vași, da, dar tare puține. Tare puține. Nu știu de ce. Eu singur am ținut 11 ani după ce a murit soțul meu, vacă. Era greu, dar o dușeam acolo în gâră la Elie, unde trăiește băiatul, că acolo este verdeață multe, gârlă, de cosât, iarbă, de... este un hrănivacă, dacă mă, nu mai am putere. Ține fata, Lucica, și eu n-am nevoie să țin eu de la dânsă lapte. Da, da, da. Că ies, cum e, trăiește cu ginerile și fata, și fata are doi băieți. Uh-huh. Și da. E nevoie de vacă în casă. Și trebuie să mai mulți, da. Da, da, da. Aș vrea acum, în ultima parte a materialului, mătușa Măriuță, dacă nu îndrăzniesc prea mult, să ieșim un picuț pe afară, aș vrea tare mult, n-am apucat decât așa, un picuț la intrare, să luăm o secvență cu curtea dumneitale, să ieșim un picuț și afară, am văzut că aveți și fântână, și să ne prezentați așa o casă țărănească de aici, din sat, de la dumneavoastră. Păi vedeți că e casa țărănească, e casa așa și v-am arătat-o pe fotografie. Când a început a face casele astea, da. Deci mă, și el a făcut casă nemțească. Uh-huh. Casă nemțească. Deci, practic, asta e casă nemțească? Păi da, casa țărănească era casă, două camere, uh-huh. În mijloc era un coridoraș, casa cei mari, spunea, casa cei mari. Da, da, da. Și în casă, aici e o bucătărie, da. Am înțeles. Da. Iată că și căsele nemțești astăzi au devenit căs bătrânești. Păi da. Nu? Casa asta e casa noastră, are 52 de ani. 52 de ani. Da. Are o țelă de vechime. Da, eu las băiatului, dacă vrea, las să schimbe el ce vrea. Dar eu cât trăiesc, e bun așa. Nu-i crăpată, e unsă cu lut, e zidită din cărămide. E unsă cu lut și dată cu var și... Nu e crăpată nicăieri, pe deală nu-i pudri, geamurile nu-s pudri. E în stare bună, sigur că da, 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 da. Și eu nici n-am bani și ea, și au tineri, dar nici n-am nevoie să o fac. Corect, corect, așa. Dacă vor, las să fac ce vrea. Absolut. Haideți să merem un picuț și pe afară, mătușă Măriuță, așa, după dumneatale. Hai. Văd că aici, pe jos, s-a spus... Un covor așa țărănesc. Covorul și ăla țărănesc și ne l-a dat mama în zestre. Deci vi l-a dat mama zestre? Da, dar mai e și unul mai mare. Uh-huh. Și ăla stă în dulap, că acum nu-l pun nicăieri. Da, 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 am înțeles. Dar le mai folosiți așa, nu? Păi după ce eu le mai folosesc, după ce eu nu-i fi și niște, dacă vreau să steară măcar picioarele de aici. Oricum ați lucrat foarte mult la tatea asta. Da, dar ne-a plăcut. V-a plăcut. Eu am și țesut și servicii am făcut și în casă am avut statii război de țesut. Război de țesut. Și am țesut că trebuia fete zestre să fac. Da, și da, da. Țesut. Da, știu să țes, știu să cos, știu să torc. La război de țesut, de câtă vreme n-ați mai intrat, să zic așa, în el? De 27 de ani. 27 de ani, da, da, da. Nu mai țes. N-am nevoie, nu. Dar îl mai aveți, așa? Și războiul îl mai aveți, da? În pod. Îl aveți în pod, da, da, da. În pod și tăti eu mi-am... Deci nu l-ați prăpădit, cum se spune pe la noi. În România se țesă, se mai lucrează și acum, că îi văd la televizor. Da, da, da.
Nu, cămăș am, cătrință am, am de cu și m-am îmbrăcat, nu am nevoie să țes. Am înțeles. Și să-mi stai acolo grămadă, tot sunt destule pindulaupuri și pe pata zăpăzută. Și... Corect, da. Da. Na, haideți să coborâm un pic, să le arătăm oamenilor care ne urmăresc, iată, gospodăria asta mare pe care o aveți, că ați făcut o gospodărie mare la oaltă cu bărbatul, cu da, domnul noi, Petru. Noi, Pavel. Pavel, iertați-mă. Pavel, da. Foarte noi mare. Noi singuri, că noi n-am avut nici eu, nici eu tată, măcar o să știi că de jos se rădește cineva, nu a fost. Noi. Uh-huh. Deci dumneavoastră, la oaltă. Da. Uh-huh. Și aici au fost șura, așa-i? Aici pe partea asta, aici a băgat fânul. Aici e șura, aici era... Aici e pășune vacii. Păi uh-huh. În România nu sunt șuri, așa, sunt, pe la dumneavoastră? Sunt, cum să nu? Da, 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 sunt, absolut. Așa. Uh-huh. Și uite, vedeți geamușorul și acolo e beș. Acolo e beș? Da. Uh-huh. Acolo e un șopru pentru lemne. Da, da, da. Și acolo, și la altă ușă, acolo stau găinile cotețul lor. Aveți găini. Câteva găini, așa-i? Am găini, da. Uh-huh. Am 15 găini. Oi, oi, înseamnă că aveți așa niște ouă. A, da, da. Dar aveți. Trăiți în oraș ori în sat? La sat, la sat trăiți. La sat trăiți și ce țineți acolo? Porci, vași, oi, capre, de toate. Găini, la fel, părinți, absolut. Părinți, văstineri încă că știu. Da, mama mai trăiește, da. Tata, în păcate, nu mai trăiește. Dar la fel, gospodărie, uite, așa mare. Așa. Da, da, da. Văd că nici aici oamenii nu s-au lăsat de lucru. Și iată, au practicat lucrul ăsta gospodăresc. Da, păi mâncesc, au uh-huh. de toate, na, care pot sunt șubite, care vași, cai au, uh-huh. că toți cândva nu era voie să ții numai decât o vacă și un porc, cal nu era voie. Da, da. Ține lumea. Da, nu vă ia așa jalea când mai stați așa în curte și le vedeți state goale? Da, cum? Nu vă doare da, sufletul da. Că nu mai aveți vacă, nu mai aveți nu, alte animale? Că, vacă ca vacă, dar după soț mi-a părut tare rău, că tare bine am trăit și bun au fost. Și el a făcut aia asta tet și tot a trăit numai 25 de ani în gospodăria asta. Uh-huh. Dar ce să fac, așa a fost să fie. El a fost bolnav de inimă. Dacă ajungea timpurile astea, de medicină a mers mai înainte, se trata cumva. Tot mă simt divinovată că nu l-am tratat. Nu l-ați putut ajuta mai mult. Putut, da. Uh-huh. Da, acum vedeți, meastră, cât e la fiecare ața de lungă, nu? Așa, s-o gătit ghemul și... Da, da, da. Dar bătrânețele, amu, cu ce vi le alinați? Cu ce? Cu lucru, dacă pot să încălzești, mă duc în grădine, cu copiii, cu nepoții, cu... Cu ai mei, aici. Da. Deci aia este asta acum, alinările da. La bătrâneță, așa-i? Dar cu cine, da. Dacă m-am dus la Toșava să sărbătoresc că și Lia mie și un anișor o împlinit. Uh-huh. Da. Ați avut curaj. Păi da, dar cât e până la Gran? Până la Gran suntem da, și am 4 km. Corect. De aici ați trecut în coașe? Da, pe la Siret. Până la Siret. Și de la până la Suceava nu, un șas și un pic de aici parcă. Cam un șas bun. Da, până la Suceava. Aici a venit și Maria, fata lui Lie, nepoată. De la ea și era cu soțul, cu fetița și Ilie are 4 copii, deci erau acolo. Fetele de la Cernăuț au venit. Da, da, da. Mm-hmm. Da. E bine că aveți așa putere să mereți, să ieșiți. Dar probleme cu sănătatea aveți? Că asta nu v-am întrebat. Cum să vă spun? Așa o boală gravă care să mă afectează nu am. Decât că... Bătrânețele, obosesc când lucrez prea mult, nu am tensiune, nu am... Am fost 4 ori pe masă de operații, dar mulțumesc lui Dumnezeu, nu a fost nimic grav. În copilărie am avut apendicite. Pe urmă, la 70 de ani, am făcut că am avut o ernie de disc. Da, da, și am dus-o, am dus-o până la 70 de ani. Pe urmă trebuie să mă operez că era... S-a agravat. Era mai rău. Și am scăpat și de aceea, nu a fost grav așa. A fost destul de serios, dar... Uh-huh. Apoi pe urmă, ce am avut?
Am avut la piept un nodul așa micuț, micuț, cum se spune că poate să fie ceva rău și din așa se face, Doamne ferește, cancer și nu. Da, da, da. M-am dus și l-am scos din nimic. Nu a fost nimic rău. N-am primit raze, n-am primit nimic. Am scăpat și de ce. Și apoi am avut și la, aici la gât așa un nodul mic. Se presupuneau doctorii că îi glandă. Nu a fost glandă. Și așa am scăpat de toate și încă mai trăiesc. Asta e foarte bine. Asta e și foarte încă mai bine. Trăiesc. Da, da, da. Nu am tensiune și asta mult face. Eu, la mine tensiunea e ca în tinerețe. Serios? N-am avut pneumonie, n-am avut aprindere la plămâni, cum se spune la noi. N-am avut probleme cu stomacul, cu mâncarea. Cu... Asta e și foarte bine. Și de ce mai mă țin? Da, da, da. Și mai pot lucra. Și să nu devin povară copiilor și nepoților. Se pot atâta trăi când mă pot întreține singură. Da. Asta. Doamne ajută. Asta. Am văzut acolo, mătușa Măriuță, că aveți și o fântână. Oare merem o țiră către ea. Fântână. Aici în curte, văd că aveți fântână. La tătă casa era fântână aici? Nu era. Când am făcut noi casa, fântână, am făcut-o la vreo 10 ani. Deci după 10 ani, după ce ați făcut casa. Da, 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 da. Și mai este apă aici în fântână. Da, cum? Deci scoateți apă din ea, așa-i? O folosiți? Da, cu pompa. Deci cu pompa. Îi afundă fântâna? 15 metri. 15 metri, da, da, da. Dar de săcat o săcat vreodată? Nu. Se împuținează apa când ne ies. Uite, apa asta îmi dă și apa, furtună este, îmi dă și apa în pod, în baie, în bucătărie. Cu hidrofor. Da, da, da. Și aici văd că aveți și un cățel, așa, este ca să vă păzească. Nu? Da. Dar aici grădina, e a dumnitale în spate. Da. Deci asta e grădina dumnitale. Da, da. Vedeți până la stâlpul cel la copacul și ăla și acolo... colțul gardului bisericii, acolo și iar de semăna lucernă, tot e. Da, da, da. Și numai aratură, 10 ari. Și în pământ ce puneți? Am destul. Pun cartofi, pun porumb, pun legume, pun legume de tot felul, nu cumpă niciodată, roșii, ardei, castraveți, dovleci, tot ce e de mâncat. Da, da, da. Tot ce dar mi se pare incredibil cum la 85 de ani vă descurcați pe grădină. Da. De lucru nu vă teameți, mătușa Măriuță. Mai mult singur. Mă mai ajută la greu copii, mai aleargă lucica de peste grădină. Și mă ajută, ce să spun. Da, da, da. Da, da, îmi place să spun, să prășesc, să am de tăti și alea. Am înțeles, foarte bine. Aveți pământ mult acolo? Avem și noi, avem destul, până-i lume. Numai oasă, cum se zice, să avem ca să-l putem lucra. Așa, și da. Ajutați dacă ești trăiți cu părinții. Absolut, absolut, sigur, sigur. Să lucră și la noi pământul. Mătușa Măriuță, amu, dacă trageți la 85 o linie la viața asta, cu ce v-ați ales de la ea? E așa o întrebare pe care o pun de fiecare dată când urmează să încheie interviurile pe care le iau așa la bătrân pe unde mă duc. Cu ce v-ați ales de la viața asta? Cu ce? Tot eu trecut ca un vis. Ca un vis. Nu uit la fotografii. Au trecut tinerețele. În tinerețe nu pot spune că am trăit greu amândoi. Am avut servici. Am... cununat, am botezat, avem 10 fiind cununați, nu știu câți botezați, am trăit bine, mi-am dus viața frumos, ce să vă spun. Numai că prea degrabă a murit soțul meu, dar mă bucur cu copiii și cu nepoții și asta e. De la viață, ce să vă... rămas amintirile. Amintirile, corect, corect. Amintirile. Și amul la 85 de ani, ce vă mai doriți de la viața asta? Sănătate. Sănătate. Câte zile mi-ai mă da, Domnul, să fiu sănătoasă. Să mai le pot duce, dar am o putere, nu e atâta. Cât aș vrea eu să lucrez și cât... Dar ce ați dori? Ce ați dori să mai faceți?
Acum? Nimica. Nimica? Să-mi pot lucra grădinuța și hrăni găinuțele și știți mai, vitinuțe, nu, atâta. Da, da. Să-mi pot ține în regulă casa, cum o vedeți. Și să dai bunul Dumnezeu. Așa cum am zis, eu tare mult mă bucur că am reușit să vă cunosc. Și acum facem o făgăduință oamenilor care s-au uitat la noi, mătușa Măriuță, că atunci când mai ajunge eu în zona asta, pe aici, pe la dumneavoastră, da, să vă mai pot bate la poartă. Mă mai primiți pe la dumneavoastră? Poftim, numai să trăiesc și să ajung. Să daie Dumnezeu. Mai e greu prima dată când ați... Exact, prima dată e mai greu, așa e. Primul drum, că pe urmă, deja după ce îl cunoaștem, un, doi, dăm câte o fugă. Am neamări, că încheia și mie, mătușa, au trăit în România, lângă Brașov, am avut o soră de mame, murit deci, practic, în Cristian. În Cristian, da, lângă Brașov. Acolo murit, ia copiii n-au avut. Frați de-a tati, au trăit în Rădăuț, murit. Familia Nimigean este un verișor în Timișoara și o verișoară în America au plecat. Știu că la ora asta ne-au urmărit foarte mulți români, mătușa Măriuță. Dacă ar fi așa să le transmiteți de aici, de peste graniță, un mesaj pentru românii noștri de acasă, ce gânduri le-ați transmit, iată, la toți românii care ne-au urmărit și pe internet și la televizor? Pentru că, iată, materialul pe care l-am realizat astăzi cu dumneavoastră o să fie dat și pe posturile de televiziune din România. În primul rând le urez multă sănătate, pace, înțelegere și să ne putem întâlni unii cu alții. Să nu fie restricții între noi, să nu putem merge. Și să veniți și să plecăm și noi. Așa e. Dați-mi voie să vă mai strâng o dată în brață și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine. Mă învârt și uit așa către dumneatale să ne vadă oamenii de pe internet, de la televizor, la o la altă. Nu? Că uite acolo, cât suntem de frumoși. Asta chiar acum merge pe urmează să fie pregătită și apoi să fie, sigur, și apoi să fie difuzată. Da. Oameni buni, așa cum am zis, mă bucur tare mult că astăzi am oprit, iată, într-un sat aici, în Ucraina. Tereblecea. În Tereblecea, corect, corect. Iată, da, un sat românesc. Știți cum s-a chemat satul nostru până acum? Cum s-a chemat? Porubna. Porubna? Rusul i-a schimbat Porubnuie. Uh-huh. Și acum, când s-a disfințat Uniunea, da, atunci au revenit la denumirea istorică, Tereblecea. Dar multe sate le-au dat denumiri rusești, în traducere directă al cuvântului. Da, da, da. Bunoară, Bănceni. Bănceni, asta e de la Beci. O numită Podvalnoie. Podvala este cuvânt rusesc Beci. Pasat. Pasat asta e crupă. Krupiansk. În rusești de traducere directă. Da, da, da. Așa, acum toate s-au revenit la denumirea istorică. Am înțeles. Da. Da, foarte interesant, foarte interesant. Da. Iată că sunteți așa o filă de istorie, mătușa Măriuță, dumneavoastră. Da. Să fie pașe și liniște și asta iată doresc, cum se spune pe aici, până Ucraina, să fie, sau nu știu, să aibă lumea de aici, din Ucraina, pașe și parte de șersenin. Că de, asta Doamne, e cel mai important. Vă salutăm cu mult drag și mulțumim tare, tare mult pentru atenția acordată. Să ne vedem cu bine, oameni dragi!